din păcate, suntem invadați de o industrie a kitsch-ului în toate domeniile artei. Artizanatul n-are decât un scop comercial și se urmărește realizarea unor obiecte care sunt asemănătoare cu cele autentice, iar de multe ori ele sunt o jalnică reproducere a originalului. După foarte mulți ani de muncă, această marcă înregistrată de la OSIM în Arta Condrea nu este decât o încununare a muncii mele și susținerea familiei. Sigur că n-a fost ușor. Am pornit, așa cum v-am mai spus de multe ori, de la o artă tradițională, de la un mișteșug, mai bine spus, și eu am creat artă. Ce înseamnă Arta Condrea? Arta Condrea este o artă cu o mare dificultate în execuție. Așa cum v-am spus, am pornit de la mișteșug și am creat o artă care rivalizează pe toate continentele în tehnica baticului, în tehnica cere. Este o artă cu o dificultate și foarte greu de făcut copii după asemenea lucrări. Sunt aranjate simboluri într-o ipostază pe care nici eu de multe ori nu pot să o interpretez. Iar aceste simboluri, în final, reprezintă o mare valoare și reprezintă o valoare pe care nici eu nu m-am gândit că poate să apară din mâinile mele. Practic, tot ceea ce au lucrat străbunii noștri în trecut, bunici, străbunici și generațiile, am pus pe ouă. Poate că nimeni nu s-a gândit că un ștergar, un covor, o lasetă, goblenuri și așa mai departe, cu cusăturile tradiționale, brâile pot fi aranjate pe ouă. Practic, prin Arta Condrea am aranjat în ipostaze cu mare dificultate toată arta tradițională care a existat și, din păcate, s-a pierdut la noi în țară. Lucia Condrea este, deci, singura care poate folosi cele 7 modalități de închistire a ouălor create chiar de ea. Ceara colorată în relief, dantelăriile, vechile cusături românești transpuse pe ou, tehnica lucrărilor de antichitate, lucrări de autor de o mare complexitate, în care interferează arta maură, marocană, cu arta huțulă, lucrări abstracte, toate simbolurile din vechime sunt aranjate într-o manieră abstractă, vechile cusături românești și, în special, cele huțule, transpuse pe ou folosind ceara de albine și pigmenți naturali, diversificarea cromaticii în tehnica tradițională. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Lucia Condrea a participat timp de 23 de ani consecutiv la peste 120 de expoziții internaționale în 10 de țări: Austria, Elveția, Germania, Franța, Belgia, Italia, Grecia, Olanda, Monaco, Luxemburg. Cerințele juriilor și valoarea celorlalți expozanți au determinat-o ca, în decursul anilor, să se perfecționeze, ajungând printre cei mai valoroși artiști ai lumii în acest domeniu. Lucrările Luciei Condrea sunt la un loc de cinste în marile muzee ale lumii, case regale, precum și în numeroase colecții personale, ea fiind o sursă inepuizabilă de idei și concepții de artă românească contemporană. Pentru a vă convinge, nu aveți decât un singur lucru de făcut. Vizitați muzeul de la Moldovița. Pentru un tur virtual, iată adresa de internet a muzeului: www.muzeulouolorluciacondrea.ro.